Dar cu zăpadă pe aici și după cum vezi, zăpadă pe jos, zăpadă prin pădure, încă mușchiul mai proaspăt aici, după cum vezi, e verde și așa o culoare faină și intensă. Telefonul meu cam, cred că l-am ținut la buzunarul la spate și acum jumătate de oră am mâncat niște fasole și niște cârnați chinezești. Pare că combinația face ca telefonul să aburească sau să facă un fel de nu știu, așa o chestie în aer care ia să iau niște aer curat de la pădure că uite ce fain e cu mușchii ăștia pe aici. Dar uite ce copaci. Ăla e numai trunchiul. Săracul. Acum mai hrană pentru alte animale, el și-a făcut treaba. Crezi că noi știm că despre copaci că sunt fericiți, că își fac treaba sau acționează ca niște bietăți fără creier? Îți zic eu părerea mea și nu numai. Deci s-au descoperit că plantele comunică între ele, plantele au emoții. Ele simt când cineva suferă în apropiere. Deci au descoperit asta, s-au demonstrat științific și s-au demonstrat sau s-au descoperit că plantele și copacii comunică prin intermediul rădăcinilor. Și noi știm de la orele de botanică, sunt plante care nu trăiesc bine între alte plante. Și de ce? Că zici că e vorba de sol. E vorba și de sol, dar e vorba și de faptul că alte plante din jur sunt mai egoiste și încearcă să elimine, deci prin rădăcini elimine toxine care elimină intrușii și e posibil să aibă și energii din astea care să facă planta nouă sau planta care vine nouă pe terenul acela care ei abia iese din sămânță, să nu se simte bine. Deci orică nu crește bine planta, orică îi să ia soarele. Da, deci fiecare ființă e proiectată să crească în anumite zone geografice și anumite condiții, cum sunt și oamenii. Oameni care trăiesc mai bine în continentul lor unde s-au născut și dacă se mută în altă parte, încep să sufere. Mănâncă alt fel de mâncare care nu se potrivește cu organismul, cu ADN-ul lor, cu genetica lor. Și ăia suferă, se îmbolnăvesc și suferă. Și ori se întorc înapoi, ori suferă și se îmbolnăvesc nasol și scurtează experiența bună a vieții. Uite că eu urmez așa un fel de cărare pe aici prin pădure, nu știu, eu urmez papucii. Acum unde ajung, habar n-am. Dar oricum, știu că acolo e drumul. Aud autostrada, aud mașinile și e direcția bună. Acum că ajung la 200 de metri la distanță de mașina mea, nu e problemă că e așa de fain prin pădure, prin zăpada asta, care nu e mare, dar e fain. Și pădure, și pădurea, dacă mă gândesc numai la copaci, mă liniștește. Dacă mă gândesc la altceva, la mașina asta, parcă mă scoate din starea emoțională, de suflet, care e liniștit. Deci, acum m-am gândit la mașini, am o stare de liniște în piept. Deci, nu vorbesc prostit, spun eu că e în pieptul meu, o simt. Și cum ignor zgomotul mașinilor, dar îmi trebuie câteva minute, poate, sau secunde, și cum mă uit la copaci, mă gândesc la copaci, e așa de liniștitor și așa de fain. De-aia mă bucur să merg prin zăpadă. M-am încălzit la picioare, mă rog că am haine groase și nici nu-mi trebuie mănuși. Și e o zi perfectă, chiar dacă dimineața ningea tare, era norat, ceață, nu se vedea. Uite, am găsit o cascadă înghețată totală, parcă mi-au adus-o în cale. Da? Deci așa se întâmplă când mă conectez cu mintea mea la informația pe care o caut și nu numai eu, și alții fac la fel. Atunci mintea
se conectează cu un câmp de informații care direcționează mintea unde se ducă și mintea spune creierului, ok, ia când ia ieși de pe autostradă pe aici și hai să găsești ceva sau uite, încearcă chestia aia acolo. Și azi am avut o experiență scurtă, intensă, mi-am zburat drona și mă simt bine, mă simt bine, mă duc spre altă aventură unde s-ar putea să nu ajung la ora la care vreau, că sunt tunică, dar e bine că am ieșit din casă. Să aveți o seară faină, chiar dau și eu niște așa, niște stare de bine și eu alții. Dacă pe voi poți să o iei, bucură-te de ce găsești în informația asta și în video-ul ăsta. Uite acolo, uite acolo. Na. Așa, la sfârșit de filmare, uite ce e acolo. Țurțuri. Wow. Pa, pa.